Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Nu există imaginație care să poată produce atâta ficțiune câtă realitate este în Republica Fantastică România, țara în care ne-am născut și în care unii dintre noi încă mai trăim. În Craiova, în orașul Craiova, a fost reabilitată o arteră rutieră. Bravo, până aici arteră că... da. Ești pe pozitiv, bravo, știrea, da. Bravo. 1,3 kilometri, practic 1300 de metri, 17 milioane de lei, asfalt, două benzi pe sens, marcaje, luminație, s-a reabilitat, s-a tot, ura, ura, progres, e vorba de bulevardul Carpenului din cartierul Bariera Vâlcii. Mă rog, nu s-a reabilitat chiar de tot, de tot. Adică asta e motivul pentru care suntem aici. La... nu, numai jumătate s-a reabilitat. Și acum o să mă întrebați care e jumătate. Jumătatea... da, asta v-am să întreb. Care e jumătate? De la început sau de la sfârșit? Jumătate, adică doar pe parte sau jumătate din stradă, de aici până aici, acolo? Te apropii tu. Deci este răspunsul corect, este jumătate de pe stânga, cum te duci. Și de pe dreapta cum revii. De pe dreapta cum te întorci. Practic, asta e jumătate. Deci, de atâta s-a putut. Adică s-a tras canalizare doar pe partea cu numere impare. La numere pare s-a păstrat mai pe tradițional, așa, cu haznale și vidanje. Deci la fără soț, cum ar veni. Da. Impar e fără soț. Da. Okay. La par e pe hazna. La impar e cu robinet și trasa. Deci dacă ai picat pe fără soț, da, ai și toaletă în curte. Da. Toaletă. Deci îi spui toaletă, e latrină, tată, e latrină, latrină. Budă. Da, mă rog, budă. Deci asta e serios. Băi, ăștia așa au făcut, așa au reabilitat bulevardul, l-au făcut mare, frumos, nu știu ce, cum ziceam, bez, nu știu cum. Canalizare numai pe impar. Pe par nu avem canalizare. Asta se întâmplă acum 4 ani. Bute, mă iubește, nu mă iubește. Da, mă. Da. Avem canalizare, nu avem canalizare. Pare rău. N-aveți. N-aveți. La voi n-a căzut. Ce să facem? Deci asta se întâmplă acum 4 ani, în 2018. Și nu e clar de ce a fost să fie așa cum a devenit, dar fatalitate. Republica Fantastică România, cum ziceam, locuitorii de la numere pare, se uită, cum se spun... cu nerăbdare. Unii cred că tropă e așa ușurel la impari, cum trag apa și nu le mai pasă. Joc de glezne. Da, și e și lat bulevardul, că altfel, înțelegi ce vreau să zic? Da. Un localnic citat de Gazeta de Sud, iată ce spune, citez, cu ani în urmă, știi cum sunt poveștile astea cu progresul România? Bă, pe vremuri... Da, se zice că... Da, se zice că în urmă, cu ani în urmă, și cu ani în urmă, adică în 2018, au venit de la compania de apă, Oltenia, și ne-au promis și canalizare. Dar n-au ajuns nici până în ziua de azi, tataie. Sunt pe drum. Ne poate. Ori vin cu Poșta Română, ori cu CFR-ul. Domnul continuă. Eu, zice el, eu i-am zis atunci când venea pe șantier primarului. Topica... Da, da, da. Deci eu i-am spus primarului când l-am văzut pe șantier. El a spus că nu e problemă dacă vin cu canalizarea după ce se asfaltează, că vin cu ea pe trotuar. La vedere, da. Și au lăsat mult spațiu verde și este puțin de spart. Nu strică strada. Păi și ce au stricat-o? Au stricat-o, primarul s-a ținut de cuvânt. Corect. Deci asta a fost, a zis, nu stricam strada, n-am stricat-o, tot așa este. Ce urmează, nu e prea clar. Iată ce răspuns de publicației Gazeta de Sud, purtătorul de cuvânt al companiei de apă Oltenia. Și așa se citeze. Strada Carpenului, din municipiul Craiova, este prinsă în proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj în perioada 2014-2020. Este prevăzută introducerea rețelei de canalizare, bla bla, până la intersecție, nu știu ce. Deci, încă o dată, în perioada 2014-2020. Îi spune cineva că... 20-20, cum s-ar 20-20, spune. 20-20, deci nu poți să spui este prinsă. A fost prinsă în proiectul 2014-2020. Era pe vremuri. Au trecut 2020, numai de 2 ani, numai 2020. Acum suntem în surpriză 20-22. Da, un practic, pic mai încolo. 2 ani ulterior, mo. Cum ar veni? Înțelegeți? Poate că cine știe în ce alt proiect de dezvoltare trecut va mai fi fost prinsă, da, dezvoltarea străzii respective, dar poate se îndură cineva și le dă canalizare și la impari. Că parii de ce au și imparii n-au. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.